Cum ții candela creștine? Este plină sau e goală? Poporul meu răscumpărat, de ce ții capul a plecat? Oare a scăzut uleiul din candelă și nu mai ai în tine putere? Poporule, veghează și strânge un de lemn în candelă, căci nu vei putea sta în picioare în vremea care vine de încercare. Poporule, o clipă mai așteaptă, căci în curând veni voi să te iau acasă. Dar verifică-ți candela dacă un de lemn mai are. Un de lemn în candelă și în vase, voi să adunați mereu fapt de neprihănire, ca să fiți pe placul meu. Vă mai spun încă o taină și vă îndemn, poporul meu, adunați merinde sfinte pentru vremea care vine. Adunați cuvântul vieții, hrană sfântă pentru suflet, căci un tăvăluc lăsa voi peste întreg pământul. Ciurul este pregătit, se așteaptă doar semnalul și credința în scurtă vreme va fi pusă la încercare. Ascultă, Israele, și al meu cuvânt nu-l pune la îndoială, citește-l și împlinește-l să fii vrednic de chemare. Eu sunt Domnul Dumnezeu și mireasa-mi pregătesc din vreme, ca tăvălugul, ciorul care-i îngăduit de mine să aleagă greul de neghină. Tu, poporule, veghează și închideți poarta minții, nu lăsa să te cuprindă necredința, somnul morții, căci așa făcut au ucenicii din vechime când le-am spus: vegheați în rugăciune ca somnul să nu vă cuprindă. Vegheați și iar vă spun, vegheați, căci venirea mea pe nori de slavă este foarte eminentă, de aceea, mică turmă, fiți cu candela aprinsă. Pregătiți-vă, mireasă, să adunați ulei în candelă și în vase, iar veșmântul pentru nuntă, alb, imaculat să-ți fie. Strângeți, strângeți un de lemn, strigă astăzi Duhul Sfânt, căci în scurtă vreme, iată, Biblia, cuvântul sfânt, va fi luat dintre popoare. Și te întreb pe tine astăzi, de unde vei mai cumpăra un de lemn, dacă astăzi cât e libertate, nu-ți aduni ulei în candelă și în vase?
Pregătire, strigă Domnul, căci prigoana și tortura nemiloasă va lovi din casă în casă. Doar atunci ciurul va spune, de-ai fost greu sau ești neghină. De aceea, mica turmă, te înștiințezi din vreme, pune-ți casa în rânduială, să fii greu și nu neghină. Poporule răscumpărat, urcă sus pe înălțimi și rostește fără teamă, ca și Iosafat odat, post și rugăciune în întreaga națiune. Iar veșmântul, haina nunții, înalbite să vă fie, căci eu vin, puțin mai este, însă până atunci veghează, fii ca cele cinci fecioare, gata pentru înaintare. Amin, amin.